Salutare, fraților, și bine ați revenit pe Lanseta cu lunetă. Doar ce am intrat în Pătlăgeanca. Gata, fraților, am ajuns la locul faptei. Avem iarbă înaltă. Iarbă e iarbă. Saca-paca. Ne dăm cu chestii de țânțari. Am pus-o. Trebuie să aplicăm puțin iarba asta. Am încercat eu aici. Ia zi! Au pus-o și aici, mâncare. Au pus-o, da? Ce zic țânțari? Mâncare, mâncare! Se cheamă între ei. O să fac iarba așa, gen. Cel puțin pe locul ăsta aici unde o să pescuiesc. Să vedem care trebuie. Da. Deci, cam asta este. Suntem pe locul favorit. N-a mai fost nimeni pe aici, pe zonă. Suntem primii. Nu se văd urme. Puțină apă prin pădure, dar am trecut. Gata, oameni buni, am luat un pește. Am luat primul pește, o plăticuță mititică, dar i-am văzut culoarea. Bineînțeles, o voi elibera. Știți care e faza? Deci mintea mea era că perioada de prohibiție este până pe 31. Dar am mers mai încoace înspre drum și m-am conectat la internet și am citit din nou ordinul de prohibiție. E până pe 30. Deci practic eu azi credeam că voi sta, îmi pun sculele una alta și apoi voi pescui. De unde? Că pescuiesc direct. Că s-a încheiat ieri. Wow, ce fel a făcut! Ce tare! Deci voi pescui de azi, ce să mai sunt fericit? Aurica zicea, până pe 30! Eu, băi, sigur! Eu staleare cu Caterinca, eu credeam că face Caterinca. Dar de unde că-i pe bune? Deci prindem pește. Am prins o plăticuță, trebuie să mai fie și altele. Ma! Și a venit încă o plătică, oameni buni. Cu plătica de mai devreme, printre ele a intrat și o babușcă, tot așa, aceeași dimensiune. Ia priviți. Da. Am două lansete deja aruncate, le-am pus pe porumb, pe momitor din acela cu arc și porumb în cărlige. În continuare îmi fac o montură de somn. Iar aici încă stau pe undiță, am o undiță. Să mă instalez puțin cu lansetele și voi vedea care e treaba. Cred că mai bag o undiță, s-ar putea să mai bag și o lansetă, nu știu sigur, voi vedea. Dar să eliberez plătica asta, gata, deja am gătuit-o destul. Ce faci, mă? Fraților, a trecut catamaranul, mamă, ce a făcut aici, varză. Deci vreau să spun că apa a ajuns exact până la masă. Fix acolo, la găleata aceea albă de jos. Mai avea o leacă, îmi lua o lansetă pe aici, nu știu ce fel era pusă în suport. La undiță am pus pe porumb, pe bonduiel, n-am nicio trăsătură pe bonduiel. Pe râm am prins cei trei pești, atât, doar pe râm. A tulburat iarăși tot malul ăsta. Poate a trezit peștele. Nu cred. Nu vine la apă tulbure acum, mal. Dar noi îl așteptăm, avem destul timp. Gata. Ajunge cu gălăgie. Am pus amândouă undițele la armă. Lansetele sunt la apă. Și să văd ce ține locul ăsta aici. Dacă are vreun caras pe lângă mal. Chiar sunt curios. Toate lansetele sunt aruncate în larg. Absolut toate, chiar și ale lui Aurica. Aici un mal cu undițele. Trei pești până acum, două plătici și o babușcuță. Am început iar să pescuiesc la undiță, am adus și scaunul aici.
Până în prezent la lansete nicio trăsătură. Niciuna. Ce fel a sărit acolo? Oh, ca o plătică. Deci numai de astea. Stai puțin mai lunguț. Să intre și mai mare. Să plece asta mică și să vină cea mai mare. Cea mai mare dintre toate. Am văzut vreo două sărituri pe aici. Cred că de avat. Dar n-am chef să dau la avat. Poate mâine, cine știe. Azi în niciun caz. Fiți atenți ce cărasă am luat numai aici. Ce fel făcea? Credeam că e ciortan. O, dar e caras frumos, aurică. O, uite, frate meu. La mal? La unde ți-o, frate? La câțiva metri. La câți metri? Să zic așa. Să zic, mă, că peștele e mal. Așa mi-a făcut și data trecută. Să zic așa, la 4 metri de mal. 5 metri maxim. Da, am stă cam cu zi, cu plumb pe fund. Ai înțeles? Frumușel, nu? Ce să mai bag să ajung cu apă? Ești nebun, uite, un caras frumos. Ne-au spart țânțari. Țânțari mulți. Mulți tare de tot. A luat și aurică două plătici. Mai mari decât astea. O să zic duble așa. Încă îl așteptăm. Să vedem dacă se confirmă. Mi-a zis aurică să mai prind un caras. Mamă, dar țânțarii ăștia ți intră și în nas. M-am dat eu cu o prostie de asta, un spray. Dar de unde? Am impresia că tot se apropie. Adică nu e chiar 100%. Nimic? Nu. No. A? Uite, o trăsătură. Ia. Haide-o. Lătră. Încă un caras. Să l mănâncă tata pe... Bă, dar și ăsta bătut tot acolo. Tot așa, încerca să fie mușcat. Ce, domne, iertă-mă. În același loc? S-au bătut. Doar ce a sărit un pește acolo unde am undițele. Oameni buni, una alta ne spart țânțarii. Ne-au omorât, deci nu mai știi ce să le mai faci. Nu poți să stai în loc. Dacă ai stat în loc, gata, te-au luat. Chiar deja din mers te croșetează. Băi, frate, bă. Am dat și cu spray și cu de toate. Chiar că de să mai dau puțin de asta. Măi, omule. Fai lei. Ce vrei?
Opa. Opa. Aurică! Vino încoace să-ți arăt caraș. Uite ăsta, ăsta nu e bătut. Deci ăsta nu e bătut. E bătut, da. Nu prea are. A, e așa și la ochi. Da. Haide, mă. Ce vreau să precizez? E că majoritatea sunt bătuți. Deci bătuți, frate. Da, să vă arăt. Printre trăsături am mai intrat aici un caras și o plătică. Ia să vedeți. Stai bătut pe spate aici. Are o rană pe spate. Ăsta de l-am scos acum n-are. Însă are ochiul roșu. Tot de la bătaie. Are ochiul roșu acum. Și sorzi lipsă. Și mulți bătuți în zona burții aici, rană. Așa, mă, hai. Fii atent. Ce plăticuță mi-e. Mă, ce săritură. Vai. Mă, ce săritură a fost acolo. S-a auzit puternic. Soarele a stat până acum după norul ăla. Mare puțin și-a pune. Și țânțarii sunt pe noi. Mamă, ne-au disperat. Are verificat pe astea două de aici. Mamă. O fac pe asta acum, îi pun porun. Fai lei, m-a nebunit țara ăștia. Ma. Păi da, patru plătici mai răsărit așa. Care au fost pe acolo. Am frătat. S-a aburit așa. Am frătat și l-am băgat la figaia. Nu pot să duc ăștia prăjit. Am dat sare. A stat puțin la sare și acum la figaia, gata. De la. De vin aurie așa, nu? Nu sunt eu expert în prăjipește. Dar oricum ăsta se prăjește. Frumos. Da. Și ce miros. Aurică simți, mă, ceva? Chiar miroase. Chiar miroase plătită. Ce bine. Alea două ale mele miroase mai tare parcă. Da? Cred că. Păi le-am pus înspre tine aici de asta. Da. Da. Frumos. Ia, fiți atenți. Noroc, sănătate la toată lumea. Gata, scot peștele. Gata. S-a făcut și dimineață. Se pare că eu sunt mai matinal. Sunt treaz de pe la vreo 5 fără un sfert, așa să zic. Deja a început să fie lumină afară. 5 fără un sfert să fie lumină, încă n-am mai întâlnit, dar chiar era așa. Am stins lampa, nu mai era nevoie de ea. M-am spălat puțin pe față, mi-am dat refresh. Aurica încă doarme. Văd sărituri, nu pot să-mi dau seama de la ce sunt. Am aruncat acolo pe locul de undiță o turtă de mămăligă. Am zis, poate se adună ceva caras acolo, să vedem ce potențial are locul.
aici pe lanțete nicio treabă. Deci n-am auzit clopoței deloc. Nici alarmele lui Aurica nu s-au auzit. Am să încep să le scot una câte una, să văd care-i treaba cu ea. Dacă a umblat aici, oricum. În larg nu este peștele absolut deloc. Deci în mal ce am reușit să scot la undiță, carașii aceia și câteva plăticuțe, nici nu e orice feritură. Dacă plăticile le-a adus din larg Aurica pe feeder, dar nu știu dacă le-a adus din larg. Tot supraveghez acolo pluta de la undiță. Dar văd că nu am nicio trăsătură. Am avut o trăsătură puțin mai devreme și atât. Dar sunt, știți cum sunt? Ciuruit de țânțari. Deci sunt ciuruit. Am ceafa așa. Vai, ce teroare ne-au dat ăștia aseară. E frumos afară, e răcoare și e plăcut. Păsărelele astea, de la prima oră, fraților, fiți atenți ce cântă, mamă. Frumos. Doar că ne terorizează țânțarii. Țânțarii ne-au omorât. Mamă, să nu mai dau cu ăsta. Cred că și de la ăsta mi se umflă ceafa. Vezi, frate, vezi. Dau și pe haine, nu mai știu ce fel să-i mai dau. Că ne ia din toate direcțiile. La glezne, s-a terminat. Sunt pe noi. O, păș. Și primul pește pe ziua de azi. Asta, da? Punem la să jocă. Momentan n-avem ce să facem. Asta este. Poate adunăm ceva pești, poate gătim ceva mai încolo. Da. Merge. E ca palma. Este. De aici. Din locul ăsta la undiță. Toate lansetele le-am aruncat din nou. Și am rămas aici cu undiță să mă distrez. Mamă, dar m-au disperat în țări. A venit plătica și la vermuș. Am pus și a doua undiță aici. A venit plătica și la vermuș. Hai, ce plătică. Fugi, mă, fătea mare. Am făcut aseară pofta de plătică. Dar țânțarii ne oferă o intensă ședință de acupunctură aici. Deci ne-au nenorocit. Ma, Aurica în continuare doarme, încă n-a dat nas în nas cu ei. Aoleu. Da, practic astăzi este prima zi de vară. Deci astăzi este prima zi de vară. 1 iunie. Mulți ani tuturor copiilor. Of, să vă trăiască, să fie sănătoși, să vă bucurați de ei. Mamă, deci sunt niște sărituri pe aici, nu știu, zici că se rupe apă. Deci niște sărituri pe aici, s-a terminat. A venit vara, fraților, ce să mai... Deci am prins o plăticuță și la vermuș. Stau cu astea două undițe aici să mă distrez. Să dau de mâini. Să fac mișcare. Am avut mai devreme o trăsătură aici pe porumb, dar m-am grăbit. M-am grăbit și l-am scăpat. Prima trăsătură mai hotărât așa la lansetă. A fost și ieri vreo două trăsături, dar nici chiar așa. Asta a fost bine.
Deci mi-a zguduit boțul ca lumea. Dar ce de țânțari? N-am văzut. Opa, trăsătură. La undiță? Ia să vedem. Oricum, carasul s-a arătat și astăzi. S-a arătat și astăzi doi carași. Doi carași și două plătici. Singurul inconvenient e că avem prea mulți țânțari. Dacă n-ar fi atât țânțari, ar fi o plăcere. Deci, o plăcere. O minunăție. Totul e super verde. Iarba asta a super crescut aici. Ploapea ăștia o să ne dea azi numai umbră. Șmecheri. Mari bătrânei. Bătrânei băieți. Și cu mătra Dunăre nu e nici limpede, dar nu e nici tulbure. Dacă aș avea o trăsătură mai babană așa pe lansete acolo, cred că ar sări aurică direct pe ele. Din somn l-ar auzi. Ce să facem? Îl așteptăm să tragă pe băiat. Ca lumea, nu? Vine racheta așa. Da, mă, da, este. Ia să vedem. Dar ce ca lumea vine. Ia. Oho, mocă. Ai văzut, mă, că e pește aici, na. Dar ce fel a tras unul după altul, mă? O plătică la mine, fiți atenți. Spectacol aici. Deci o plătică aici și cu o mocuță. Nu? Să aibă vreun chil asta? Are. Are un chil. Îi dăm drumul la asta. Bravo, Aurică! Pe felie, eu numai ce m-am dus să iau camera să prezint aici eu plăticuța asta. Zic ce nu, what the deci fuck? Deci pe râmă neagră, frate. Dar ce se întâmplă la peștele ăsta? Bă, ce are în el băgat? Ce are în el? Eu te îndreapt aici. La aripă. La aripă, mă. Aici? Da, mă. E ruptă, mă. Dar toți peștii-s bătuți aici. Da, mă, frate. S-au bătut. Ia uite, mă, ce moacă. Dar tot mai moacă chiar. E cu o mucuță frumos. Bă, n-au auzit, mă, că tu acum te-ai dus. Iute, să mă uitam la lanseta asta și zicem că îmi voia. Și zic, ce trebuie, mă, că zic, stai, mă, că nu are de ce. Știi? Ce frumos. Croșetam eu la o montură acolo și deodată n-am mai văzut pluta. Cred că e pește aici. Ia să vedem. Da. Oho. Ah, o plătică cu o creangă. Da, dar era pește. Ce, mă, că e... E plin de astea. Zici că e babușcuța asta. Cred că e babușcuța mai degrabă. Dă-i drum. Ori băt culița. Dar la lansete nimic. Nimic. Da. Avem trăsătură. Hop, așa. Haide. Hai, bă.
fraților, țânțari la greu. Deci nu ne-am permis să stăm azi la pantaloni scurți. Ce mi-au făcut țânțari ieri, m-au nenorocit pe picioare. N-am, dar a tras și a lăsat-o, ca să vezi. Haide, mă! Da. Ce chestie. Suntem pe tablă, fraților. Suntem pe tablă. Șase, cinci. Sunt cucu. Desparge. Șase, șase. E greu 6-6? Frumos. Gata, mă. Ăștia se bat și vin la mine, bam, bam. Bătuți, gata, vin ăștia, știi? Băi, bine că ai depus, îmi pare bine. Ne facem și noi pofta din pește proaspăt, nu? Opaș. Încă unul, aurică. Caraș frumușei. Iuhu. Ce m-am grăbit. Ce m-am grăbit. Hai că e acolo. E acolo, tovarășul meu. M-a așteptat. Haide, mă. S-a intimidat. E timid. Ba nu e. Nu e. E cu noi. Hai, mă. Hai, tovarăș. Probabil mic. Trebuia să scot. Am închis camera și imediat am scos și era acolo. A, mi-a făcut și rămița nasoală. Opa! Plecase cu pluta! Plecase cu pluta! Plupulat! Opa! Asta-i plătică, mă! A, dar e frumoasă, nu? Haide, mă, vină cu aici. Mergi. Suntem pe treaba noastră, fraților. Peștere. Nu vreau să trag la lansete. Trage la undiță. Mi-am făcut puțin de cap cu el la undiță. Cu caraș. Chiar și acum am. Nici nu se vede plâta. Unde? A, este. Ia să vedem.
Nu se mai vede. Ah, stai pește, mă. Ah, nu e, mă. Mamă, dar ce fela, bă, gata. Am stat la masă și am revenit la unță. Am pus o râmă nouă acum. Văd că a început să ciupească. Aha. Op, caras. Hop. Carasu. Deci cam asta e schema cu locul ăsta aici. Am observat că după amiaza, după ora 3 așa, până în ora 5, să zic, și ieri și azi a tras carasul. Azi dimineață foarte puțin. Nu știu, vreo 4 cărășei, nu știu. Așa. Și la lansete acolo nimic. Nimic. Nici la mine, nici la Aurică. De ore întregi nu se mai aud clopoței. Am tot scos, am tot băgat. Au mai fost așa trăsături, dar foarte mici. La mine, pentru că sunt pe porumb, el e cu boile surcudeste. Nu știu care e faza. Văd că nici la caras aici nu mai vrea. Am scos câțiva și acum văd că are o pauză. Trage rar, trage la 20 de minute, la jumătate de oră, o oră. Mai vezi câte trăsătură. Cred că vrea să îmi fure râmă. Ia hai, mă. Ia hai, mă, gagiul. Hai, acolo. Ce ciudat. Umblă puțin și apoi plec. Da, face franjuri. Aha, aha. Asta nu scap. Opa, așa. Asta da. Asta da, frumușa. Ia să vedem. Ce facem? Mișcăm iarăși. Mișcăm, mișcăm. Ia. Da, el se plimbă. Haide, mă. Păi ce faci? Sunt țari ăștia criminali. Aoleu, dacă nu. Sunt vampiri. Am încercat, dar a lăsat. Nu știu care a fost faza. Sper că n-a stricat rămâna.
Gata, Aurica și-a luat doza de aer condiționat, cred că-i ajunge. Nu vreau. În sfârșit s-a mai gândit și la noi. Haide, mă. Păi. Așa faci mereu? Mamă, dar ce tânță? Ce tânță? Am mai pus o unță aici la vermuș. Mă plictiseam. Opa, trezătură, 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 trezătură. Ia. Haide, mă. Filmam și eu tabăra aici și când el trăgea aici. Dar ce frumos a tras. Mamă, țânțarii, țânțarii. Am luat o plătică. Opa! La cea de-a doua unză care am pus-o acum pe vermuș. Dar unde era? Direct în vârful ăla acolo mi-am fipt-o. Abia am scos. Inițial am crezut că a adus-o curent. De unde? Frumos. Încă puțin, încă puțin și apune soarele. Ce frumos. Au început ăștia să buzie din ce în ce mai tare. Aurica a avut o super trăsătură la boiles. Dar din păcate, nu știu. A dat-o afară. A dat-o afară, nu s-a agățat. Asta este. Opa! Trăsătură la buchițelul de vermuș. Este, da? A lăsat-o? Mamă, 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 dar ce fel fac ăștia? Foile! Am crezut că... Cred că ceva mic. Cred că ceva mic. Uileu, au început țânțari, au început pe bune, deci să vă luați, nu știu ce, că noi am încercat cu mai multe chestii și nu scăp de ei, cred că hainele e mai grosuțe așa, le... Văd cele mai indicate. Haide, mă, peștișoară, trăsătură. Păi, da. Haide. A tras mai devreme la vermuș la aia, dar nu. Am pus cam mulți vermuși pe ăsta. Uite-i, bă, uite-i, bă, cât sunt. Mi-au disperat. Ne-au disperat, ne-au disperat. Gata.
se lasă așa frumos apusul ăsta. Ia, ce face pe? Se joacă pe acolo soarele pe creasta norului. Frumos. Da. A fost ciocănitoarea mai devreme pe aici? A plecat. Ce păsări asta? A fost deasupra noastră aici și cucu și ciocănitoare. Ce păsărele n-au fost aici. Deci acolo, pe unde pătrunde soarele prin nor, avem un porumbel. Acolo zici că e un porumbel. Ce tare. Deci fiți atenți ce mi-a făcut, cum este pescuitul ăsta. Am pus-o pe asta pe boiles. Asta am aruncat-o din nou, urmează să o arunc pe aia, pe lipitori de pământ. I-am băgat 3 lipitori de pământ, o dau la apă acum. Partea asta nicio mișcare. Am pe porumb acolo de-a degeaba. Deci pe porumb o trăsătură sau două am avut atât. Atât. Ia uitați ce sănătos a intrat. Ha. Haide bă. Nu vrei să lași râma? Nu vrei să lași râma, ha? Să uitați ce cărăsoi frumos. Opa, opa. Da, așa da. Super tare. Și imediat acum la cea de-a doua, caraz la viermuș. Ha! E pe aici. Da. Și în caraz la viermuș. Gata, apune soarele de tot. Mamă, se lasă seara să vedeți țânțărime. Mamă. Care aveți de gând să veniți? O să vă convingeți. Iauleu. Anul ăsta e anul țânțarului. Nu mai e anul carasului, a țânțarului. Gata, lansetarilor. Am făcut ochi. Am fentat răsăritul cu vreo oră, așa să zic. Nu s-au auzit clopoței deloc. Aseară, deci cât am stat treaz și am fost atent, n-am auzit nimic. În schimb, acum dimineață am auzit ceva sărituri aici. Babane, să zic. Babane, babane. Încep activitatea la undiță din nou. Nu știu, am să scot lansetele, să mă uit la ele, să văd care-i treaba cu ele. Dar nimic. Ciudat, nu? Prea ciudat. Fiți atenți ce ceață. Este tot. Ești prin pădure. Vedeți? Dar ce cântă păsărelele astea mai rar, mai rar. Așa concert. Frumos. Nici o trăsătură. Nici o trăsătură de lansete, parcă, dar niciodată. Primul pește. Opa, opa. Dar ce dansează acolo? Haide-mă.
Deci a dansat-o, băi, firar, el să fie. De data asta e la zone cu ea. Haide, mă. Băi, mititelu. Mod normal, ieri ultimele trăsături pe care le-am avut aici au fost numai și numai la caras. N-a mai venit plăticuță sau așa. M-am obișnuit cu carasul și de asta când văd câte trăsătură zic că gata. Ele. Da. Uite ce mă face să alerg. Sunt pe la masă pe acolo, îmi strâng din lucruri, îmi aranjez. Și el mă pune pe ture. Gata, m-a luat de dimineață. A venit și primul pește de azi. O plăticuță. Și a fugit. Da. Plăticuța a deschis partida de azi. Vedem, poate mai scoatem vreun cărășel de. Ar fi ce. Gata, fraților, s-a trezit și Aurica. Și am căzut de comun acord să strângem sculele și să plecăm de aici. N-avem rezultate, n-avem trăsături în primul rând. N-avem trăsături nici măcar la undiță, nu mai avem trăsături. Ieri foarte puține. Au fost, dar după amiază n-au fost ca în prima zi. Așa că una peste alta strângem lansetele. Aurica aproape că le-a strâns. Locul e beton, dar nu mai vin vara. Toamna da, dar vara nu. În asemenea, buruieni nu mă mai bag. Și pădurea aici este foarte deasă. Ne-am invadat în țară din toate direcțiile. Așa că vrem să ne mutăm de pe locul ăsta pe alt loc. Dacă vom avea rezultate, va urma partea a doua de pe expediția asta de pe brațul Chilia, dacă nu, cam asta este partida, am să vă prezint și peștele acum, să vedeți ce pește am prins. Dar oricum, de cât de loc, au fost partide în care nici nu i-am văzut culoare. Ia să vedem, stai să-mi pun camera frumos pe cap și mergem aici la să joc, să vedem ce pește avem. Țac-pac. Țac-pac. Peștișori, ce faceți? A? Așa. Ia. Până la urmă avem ceva peștișori. A ieșit prăjala, nu? A ieșit. Minciogul nici nu l-am băgat în apă, Aurica. Avem și o măcuță aici. Ia vină încoa. Madame măcuță. Hopa, hopa, hopa. Hopa, hopa, hopa. Ia vină. Ei, stai, mă. Nu vrea, mă, să stai. Alunecă iar în toate direcții. Salută publicul. Hai să-ți dăm drum. Hai că mă faci numai de bale de-astea. Ce faci? Ce faci? Dar lunguieț așa. A fugit. Gata, fraților. Cam asta este partida. Vă salut pe toți. Dacă vom avea rezultate, voi face și partea a doua de la această expediție. Dacă nu, până data viitoare, numai bine, sănătate și bucurii. Țineți aproape. Facem frumos.